În cursul zilei de miercuri 23 octombrie a fost emisă o nouă autorizație de construcție pentru cei care trebuie să reabiliteze drumul județean 687 pe porțiunea dintre Hunedoara și Călan. Reamintim că în luna aprilie acestui an, conducerea Consiliului Județean Hunedoara a anunțat semnarea ordinului de începere a lucrărilor în cadrul proiectului Modernizare drum județean 687 Sântu Halmu Hunedoara-Călan. La începutul lunii iunie, șoseaua a intrat în șantier. Însă, doar după două săptămâni, antreprenorii și-au retras utilajele și au suspendat lucrările. Au fost invocate unele divergențe cu reprezentanții unității de implementare a proiectului din cadrul Consiliului Județean Hunedoara. Acum, după emiterea noii autorizații de construcție, muncitorii vor reveni, conform reprezentanților Consiliului Județean, pe șantierul drumului care leagă Hunedoara de Călan. Nu mă ocup personal de acest drum, dar vă pot spune că într-un timp foarte scurt vor începe lucrările în trombă. Modernizarea sectorului de drum dintre Hunedoara și Călan este proiectată pe o lungime de aproape 10 km și presupune mai multe lucrări. Valoarea totală a proiectului este de peste 36 de milioane de lei, dintre care aproape 33 reprezintă finanțări nerambursabile, diferența fiind suportată din bugetul Consiliului Județean Hunedoara.